Urmează știrile Smile FM cu Sorin Popliuc. Casa Județeană pentru Asigurări de Sănătate are de achitat sume importante angajatorilor pentru concediile medicale ale salariaților încă din luna august 2020. Lunar, Casa Județeană pentru Asigurări de Sănătate Vaslui primește de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate fonduri pentru onorarea concediilor medicale, dar banii sunt insuficienți, de aceea se recurge la plata parțială a acestor drepturi către angajatori. Președintele CJAS Vaslui spune că este încrezător că odată cu votarea bugetului se va regla situația exact ca anul trecut, când la sfârșitul lunii martie au fost achitate toate restanțele. Pe parcursul anului 2020, la Casa de Asigurări de Sănătate Vaslui s-au înregistrat cereri de recuperare de concedii medicale în valoare de 28.642.721 de lei. De asemenea, s-au efectuat plăți în cuantum de 20.340.300 de lei, aferente cererilor depuse în perioada antemenționată. Răsturnare spectaculoasă la Muntenii de Sus. Chemate de urgență, echipajele ambulanței și poliției au găsit o mașină răsturnată peste un gard pe DN24 la Muntenii de Sus. În interior se aflau trei bărbați care au fost extrași și transportați la Spitalul Județean de Urgență, unde au fost diagnosticați cu politraumatisme. Circumstanțele producerii acestui accident rutier sunt cercetate acum de către instituțiile abilitate în acest sens. Mafia de pe strada Castanilor și-a arătat mușchii, iar polițiștii vasluieni au reacționat imediat. Prezentat în urmă cu 4 ani de o televiziune națională drept una dintre cele mai rău famate zone din oraș, cartierul Castanilor din municipiul Vaslui rămâne și în prezent locul unde nu prea ai vrea să calci. A înțeles asta și un bărbat din comuna Codești, care duminică seara a fost bătut și furat de mafia de pe Castanilor. Pe fir au intrat polițiștii biroului de investigații criminale Vaslui, care i-au prins pe făptași. Unul dintre ei își va petrece următoarele 30 de zile după gratii, în sarcina acestui fiind reținută și alte infracțiuni de furt și distrugere, fapte comise în cursul lunilor noiembrie și decembrie. Pentru a putea implementa proiectele europene nerambursabile, județul Vaslui are nevoie de o sumă considerabilă pentru a acoperi cofinanțarea și prefinanțarea investițiilor. Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, a precizat că din resursele locale nu pot fi alocate aceste sume și singura soluție este apelarea la un împrumut. Creditul este în valoare de 50 de milioane de lei, iar autoritățile județene au demarat acțiuni pentru a trage de pe piața bancară această sumă. Principala utilizare a creditului vizează obligațiile noastre de cofinanțare din diferite proiecte, cum ar fi drumul strategic și altele care sunt în implementare în acest moment. Noi, cu puținătatea resurselor alocate, nu avem altă posibilitate decât să contractăm acest credit. Eu sper ca pe piața bancară să găsim creditul respectiv și astfel să ne putem onora toate obligațiile de cofinanțare a proiectelor respective. Din ceea ce avem noi din bugetul nostru, să încercăm să mai realizăm și alte câteva obiective, a spus Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui. Municipiul Vaslui a fost desemnat printre orașele finaliste la concursul internațional Orașele de Mâine, remarcându-se cu proiecte dezvoltate în cadrul programului Urbact, vizând incluziune socială și construirea brandurilor pentru orașele inteligente din Europa. Proiectul a fost prezentat de Municipalitatea Vasluiană și se referă la reabilitarea unor spații nefolosite, poste puncte termice de quartal și transformarea acestora în centre ce vizează incluziunea socială. Peste 60 de proiecte au fost depuse la acest concurs național și dintre acestea 9 proiecte, între care și cel al Vasluiului, au fost declarate finaliste ale acestui concurs, ajuns deja la cea de-a 8-a ediție. Grădinița care se ridică în fața Spitalului Județean de Urgență Vaslui va avea 4 săli cu un regim de înălțime demisol, parter și etaj. Primăria Vaslui a demarat implementarea unui proiect european care vizează extinderea infrastructurii pentru educație preșcolară din municipiul Vaslui, construcția și dotarea unei grădinițe pentru copii în municipiul Vaslui, strada Ștefan cel Mare. Grădinița va avea 4 săli cu un regim de înălțime demisol, parter și etaj, valoarea totală a proiectului fiind în cuantum de 5.018.963 de lei. La începutul lunii decembrie 2020, municipalitatea a predat amplasamentul firmei care va executa investiția. Construcția va fi ridicată pe un teren din fața Spitalului Județean de Urgență Vaslui, urmând ca grădinița din cartierul 13 decembrie, care funcționează la parterul unui bloc de locuințe, să fie desființată. Data de finalizare a perioadei de implementare a proiectului este 31 septembrie 2022. Începând cu ora 18 a zilei de ieri, românii care merg în Republica Moldova pot călători în țara vecină fără riscul de a intra în carantină la întoarcerea acasă. Anunțul a fost făcut de Ambasada României la Chișinău, instituție care a precizat situațiile în care se află cele două țări în acest moment. Nici cetățenii din Republica Moldova nu vor sta în carantină dacă sosesc pe teritoriul românesc, au decis autoritățile.
Viticultura vasluiană are o nouă șansă de finanțare. Uniunea Europeană alocă 45 de milioane de euro pentru sectorul vitivinicol din România. În județul Vaslui, suprafața ocupată cu viță de vie pentru vin este de 11.247 de hectare, din care aproximativ o treime cu soiuri nobile și restul cu vii hibride. Dintre soiurile nobile, aproximativ 64% sunt albe, iar producția de struguri din soiuri nobile obținută în toamna anului 2019 a fost de circa 35.000 de tone, din care s-a obținut o cantitate de 230.987 hectolitri de vin. Prin programele de restructurare sau reconversie a plantațiilor viticole, producătorii vitivinicoli din județul Vaslui și-au îmbunătățit constant calitatea vinurilor prin înlocuirea soilor existente în cultură în scopul adaptării producției la cerințele pieții. Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe radioul numărul 1 din județul Vaslui, pe 93,2 MHz, pe www.smilefm.ro și pe Media TV Bârlad. Smile FM.